Începând cu data de 21 ianuarie, Ovidiu Andrei, Adrian Chiran și Cătălin Matei nu mai fac parte din Consiliul Județean Giurgiu. Asta pentru că, printre punctele cu care a fost suplimentată ordinea de zi a ședinței de miercuri, s-au numărat și trei proiecte de hotărâri vizând încetarea mandatelor celor trei consilieri PLR. Cei trei își depuseseră opțiunea pentru PLR în termenul prevăzut de Ordonanța 55, însă problema a fost alta. Trebuie să vă spun că nici astăzi Partidul Liberal Reformator nu este înregistrat oficial. Nu numai că el nu a fost înregistrat oficial la data la care a depus opțiunea, avem extrasul de la Tribunalul București, unde se fac înregistrările partidelor, de unde rezultă fără dubii că Partidul Liberal Reformator nu este înregistrat oficial. Avem sentința publică din data de 22.09 a Tribunalului, care respinge cererea de schimbare a numelui Partidului Național al Mediului, Partidul Liberal Reformator. În aceste condiții, conform legii, cei trei erau în continuare consilieri PNL, partid pe listele căruia obținuseră mandatele în Consiliul Județean. Numai că liberalii au constatat că Ovidiu Andrei, Cătălin Matei și Adrian Chiran nu mai au calitatea de membri a acestui partid. Datorită faptului că în timpul campaniei pentru funcția de președinte al României s-a manifestat public și a susținut public un alt candidat decât cel al Partidului Național Liberal, am aplicat statutul Partidului Național Liberal, biroul politic județean, și a constatat încetarea calității de membru al Partidului Național Liberal. Prin urmare, au fost îndeplinite condițiile legale, iar cei trei își pierd mandatele de consilieri județeni înainte de expirarea termenului legal. Prin proiectul pe care vi l-am supus, nu am constatat și vacantarea locului și validarea unui alt consilier, datorită faptului că legea, statutul aleșilor locali, prevede realizarea acestor proceduri în două etape. În prima etapă se încetează mandatul și în etapa a doua, în prima ședință ordinară, da, noi vom constata că s-a vacantat un post de consilier județean și în baza unui raport semnat de mine și de secretarul județului, vom valida următorul membru al Partidului Național Liberal. Consilierii au votat apoi secret și separat pentru încetarea fiecăruia din cele trei mandate. Și dacă în cazul lui Ovidiu Andrei un vot a fost anulat, ceilalți 16 consilieri votând pentru încetarea mandatului, pentru încetarea mandatelor lui Cătălin Matei și Adrian Chiran, votul a fost unanim. Prin urmare, cei trei nu mai sunt consilieri județeni. Proiectele de hotărâre nu au constatat însă și vacantarea celor trei posturi de consilieri, pentru că statutul aleșilor locali prevede două etape pentru încetarea mandatului, astfel că în ședința următoare va fi constatată vacantarea posturilor, urmând a fi validați și noi consilieri județeni.